Petrolul a revenit la Ploiești după o lună și jumătate. Ultima apariție a lupilor pe Ilie Oan a fost la reunirea lotului, atunci când suporterii le-au făcut o primire incendiară fotbaliștilor. Reveniți în țară, galben-albaștri au început pregătirile în vederea primului meci oficial din 2013. Antrenamentul s-a desfășurat pe propriul teren, iar pentru noile achiziții ale lupilor, Romario, Renan, Mohica și Sovade, acesta a fost primul contact cu arena ploieșteană. Un alt jucător nou, fundașul Naziri, va reveni la antrenamente zilele următoare, după ce va intra în posesia vizei de România. Astăzi, fotbaliștii lui Cosmin Contra au făcut antrenamentul la Crângului Bot, o locație de tradiție a formației petroliste.